Astăzi am să povestesc romanul Moromeții de Marin Preda. Ilie Moromete este un țăran care are o familie formată din trei băieți din prima căsătorie, Paraschiv, Nilă și Achim, și unul din a doua căsătorie, Nicolae. La rândul ei, Catrina Moromete, a doua nevastă a lui Moromete, are două fete, Petita și Păilinca. Romanul începe cu sosirea familiei Moromete de la câmp, când băieții fug să se odihnească, iar fetele se duc să se scalde. Moromete, rămânând singur să descarce căruța și să o tragă la umbra celor doi salcâmi din curtea lor. Imediat ce termină cu căruța, iese la drum să vadă dacă este cineva pe acolo, dar nu-l întâlnește decât pe bălosul, a cărei apariție nu-l încântă deloc pe Moromete. Bălosul aduce din nou în discuție dorința sa de a cumpăra unul dintre salcâmii lui Moromete, dar acesta îl tratează cu indiferență, fiind întrerupt de nevasta lui Moromete, Catrina, care era supărată că au dispărut toți și că ea a rămas să muncească singură. Moromete îl strigă pe Nicolae să o ajute pe mama să mulgă oile. Nicolae îi spune mamei sale să-l convingă pe tatăl lui să dea oile la cioban pentru ca el să poată merge la școală. Seara, Catrina îl strigă familia la masă. În timpul mesei, Achim aduce vorba despre plecarea lui la București cu oile pentru a face rost de bani, dar Moromete nu i-a dat niciun răspuns clar. Gospodăria lui Moromete pare solidă și el dorește să o țină intactă. Conflictele din familia Moromete încep să apară. Băieții cei mari sunt din ce în ce mai porniți împotriva Catrinei, dar și împotriva surorilor vitrege, Tita și Ilinca. Într-un când, ele își făceau haine noi și mama lor le strângea zeste pentru măritiși. Alt conflict este acela dintre Ilie Moromete și nevasta lui, Catrina, care îl întreba din ce în ce mai des de lotul ei de pământ, dar pe care Moromete îl vânduse în timpul foametei de după primul război. Moromete îi promisese în schimb că îi face acte pe casă, ca ea să nu rămână pe drumuri, dar acesta nu se ține de cuvânt. Vine secerișul și toată familia merge la câmp să adune greul. Pe o ploaie torențială, Achim ia drumul spre București. Fiindcă fiul său avea să se întoarcă abia la toamnă, cu bani, Moromete taie cu Nilă salcâmul și îl vinde lui Bălosu. Băieții lui Moromete erau întotdeauna în conflict cu tatăl lor, deoarece pe ei îi punea să muncească toată ziua. Odată Moromete se supără și ia un par și lovește pe Paraschiv și pe Nilă fără milă. La puțin timp, Paraschiv și Nilă, îndemnați de sora lui Moromete, care era poreclită Guica, i-a îndemnat să plece și ei cu cai cu tot în lume. Gătit cu pălăria tatălui său, Nicolae merge la serbarea școlii. Acolo vine și Moromete și află că copilul lui a luat premiul întâi. În timp ce spunea poezia, copilul este cuprins de friguri și Moromete îl duce în brațe acasă. În fața firăriei lui Iocan se află o poiană mare, unde în fiecare duminică se adunau țăranii pentru a citi și a comenta politica. Moromete, Cocoșilă și Dumitru al lui Nae erau care citeau ziarul. Pentru Moromete, plata funcirii era motiv de îngrijorare. Nu câștiga suficienți bani pentru a plăti taxele. Când se întoarce de la firărie, găsește pe prispa casei pe cei care veniseră după plata funcirii. Moromete spune că n-are, dar până la urmă plătește 1000 de lei. În sat mai sunt și alte conflicte, dintre Tudor Bălosu și fiica sa, Polina, pentru că aceasta s-a măritat cu un băiat sărac din sat, Birică, cu care tatăl nu era de acord. Fata ținea foarte mult la Birică, așa că tatăl ei, până la urmă, i-a dat ce-i se cuvenea dreptul ei de zestre, dar cu mare ceartă.
Nici familia Țugurlan nu o ducea prea bine. Făcuseră 7 copii și în fiecare an murea unul câte unul. Acesta îi face pe Țugurlan agresiv, certăreț. Se bate cu fiul primarului și cu șeful de post și ajunge la închisoare. Moromete merge cu Nicolae să vândă grâul în alt sat, dar și aici era tot așa de ieftin ca la ei în sat. Moromete tot îi scria lui Anchim și îl ruga să vină acasă. Află Moromete că băieții lui s-au înțeles să fugă la București și el este foarte supărat. El este de acord ca Nicolae să meargă la școală și mezinul este tare bucuros. Moromete este supărat și vinde din pământ și își plătește toate datoriile pe care le are față de stat. Așa era viața țăranilor de atunci, foarte grea. Eu vă mulțumesc!